Ia să te văd, ia să te văd cum ești mândră. Eu îi aduc o beretă. Ia ce faină ești. Ia râde un pic. Cum faci tu? Stai așa, stai să te văd. Bravo. Oi. Clasa întâia. Hai! Da. E bun. Am curățat-o. Punem în cap. Ai dezinfectat-o, practic. Tot în brață. Hai, mam. Hai, mă, că te iau. Așa. Prietenul meu. Ce față. Prietenul meu. Ce fă, mă? Obuzu. Mau. Mau, ce grație ești. Îți place aici în fân, da, ce bine îți place. Și la elicăționat în mamă. Și ce plană, ai. Tu ești acum pe timp de iarnă, nu te bagă nimeni în seamă, numai eu, așa-i? Așa-i, mău? Do. Cum faci tu? Hai, du-te jos, că eu am treabă. Nu stau tătă ziua la povești. Uite la picioarele tale. Ce faci, măuțule? Ce faci? Ia ce face tati, dă mâncare la porci. Nu prea mai mâncă purcioarele astea, foarte slab mănâncă. Mere, nu mai ai așa. Du-te, cu minte. Du-te. Ce să fie? Mere, nu mai ai. Nu mai am deja de o lună e mea. Cam până în decembrie, la sfârșitul decembrie le-am predat. Hai aici, puțin. Hai aici. Du-te, lupa. Te bucur că ai văzut capre, mă? Hai, cuțu. Hai aici. Hai. Hai, cuțu. Hai aici. Lupa. Du-te afară. Du-te acasă. Nu te duci la mere. Du-te acasă. Hai, cuțu, hai. Veni aici. Salutare, oameni buni. Astăzi vreau să povestesc un pic despre semnele fătării la capre. Nu stai cu minte. Noi am băgat țapul între capre, Bruno, cel din spatele meu, în 26 august. Și o capră, după cum știți, duce cam 145, între 145 și 150 de zile gestația la capre. Problema cu țapul ăsta anglo-nubian, îi zic eu problemă, da? Ce s-a schimbat anul ăsta este
faptul că țapul anglo-nubian umblă după capre și le tot montează și le tot sare, nu se oprește el, nu-i ca și alți țapi. Și mie mi-a fost spus asta înainte cineva, că... Ia uite ce fac caprele. Stai-mă un pic să o filmez pe asta. Asta Mirun, așa e? Da. Deci din totdeauna făcea așa. Aha. Să joacă, sare acum. Să joacă, da. Așa. Deci țapul anglo-nubian, chiar și după ce le montează, încă continuă să le urmărească, să le salte. Privească cu interes, să vrea să le salte. Și în 30 deja eu semnalam și notam că 3 capre, printre care și cuțul, au semne că ar fi montate, adică erau murdare pe la coadă, mânjite și așa mai departe. Și în 15 septembrie, cred că l-am scos 15, 16, 20 septembrie, am scos sapul dintre capre. Dar, datorită comportamentului țapilor anglo-nubieni care nu lasă caprele în pace, chiar și după ce le-au montat, continuă să le fugărească. Asta mi-a făcut mai greu mie anul ăsta notarea exactă a zilelor în care credeam că s-au montat. Deci e cam sumar estimarea noastră. Însă, revenim acum la capra asta peste noapte. Se vede că nu am mâncat așa de mult, aseară am fost la ea și era plină. Revenim la semnalele care ne arată iminența fătării. Sunt mai multe semnale care sunt și combinate. 1. Când burta în partea asta înseamnă să începe să se scobească. Deci burta coboară. Burta coboară. Rămâne un gol. Rămâne un gol aici, asta înseamnă că iedul coboară în jos pe canalul de ieșire. În completare cu acest aspect, când poți să-ți bagi degetul, uite așa, peste coadă și pe sub coadă, aproape că-ți atingi degetul, înseamnă că ligamentele se aliniază, se deschid acolo. Ia să vedem ce avem sub coadă. Sub coadă capra e curată. S-ar putea în unele cazuri, nu te filma foarte aproape, că nu cred că vrea nimeni să vadă. Dar e curată, arăți că e curată. Ia auzi, ea când se așează sau când își mișcă partea din spate, se aud și oasele cum mișcă scamfira, îi se pregătește zona. Acum, în unele cazuri, la unele capre, începe să se umple pulpa. La caprele noastre, din ce am observat noi, se umple treptat și nu dintr-o dată. După cum o văd eu pe cuțu acum, ea cred că ar putea să mai ducă cam încă o săptămână și cam acolo e termenul. După cum vedeți, cuțu e o capră foarte cuminte și cei care urmăresc canalul meu o cunosc deja, însă și ea știe că e gestantă. Pentru că atunci când îi umbli pe la pulpă, pe lângă faptul că îi place și se liniștește, ea își amintește că de acolo vin iezii, acolo sug iezii. Și cumva îi cheamă. Cumva, ce se întâmplă? Așa, bun, revenim. Deci capra asta nu are pulpa foarte plină, deși cam de pe la jumătatea gestației s-ar putea să începem să observăm că începe să se adune colostru, pulpa devine mai caldă, începe să se adune din nou lapte în ea și asta se poate întâmpla fie treptat sau, la unele capre din ce am văzut noi, fie dintr-o dată, adică cu câteva ore înainte să fete, pulpa să face bombă și urmează fătarea. Și asta ajută la fătare, pentru că în momentul în care pulpa e plină, se face tensiune în corp, organismul primește semnalul că totul e pregătit și se produce fătarea. Deci, un alt aspect care s-ar putea să vă surprindă și de care trebuie să țineți cont când aveți animale gestante, pe lângă faptul că trebuie să le acordăm o grijă mai... Hai încoace! Haide aici, haide! Hai cuțu, hai! Hai mamă, hai! Ce bă, ai venit la mine, vrei să te scarpini? Ce faci?
Ea ardea făină acum. Uită-te la ea cum umblă, că parcă și umblatul de la picioarele din spate e altfel. Ia să o duc eu un pic așa la o plimbare, să vedeți cum umblă, parcă umblă mai crăcănat. Haide, hai. Hai, mama. Haide. Un alt aspect care s-ar putea să vă surprindă la capre este că atunci când se apropie de fătare, caprele mai agitate și mai neatente sau neinteresate de atenția omului, deci caprele alea mai zăpăcite, dintr-o dată s-ar putea să devină mai moi, să caute afecțiune, să caute atenție. Pe de altă parte, o capră cu minte cum e cuțul, s-ar putea să devină agitată și să nu o intereseze atenția omului. Da? Deci faptul că comportamentul caprei se întoarce pe dos, s-ar putea să fie un semn că, și asta se întâmplă deseori, că urmează fătarea. Ea devine mai irascibilă. Uite, ea de obicei e foarte prietenoasă și vine. Haide! Dar acum nu mai vrea. Îi mai... În schimb... Știu că îi place mult să fie scărpinată și caprele în perioada asta vă recomandă să le urmăriți, să le vizitați frecvent, să vă uitați la ele, mai ales pe la coadă. Deci știm așa, gestația unei capre durează aproximativ 145 de zile. Durata asta de 145 de zile, în funcție de comportamentul caprelor, dat fiindcă unele fată un pic mai devreme, le alte un pic mai târziu, putem zice că undeva între 140 și 150 de zile ar fi gestația la capre. Dacă avem un istoric al caprei, cuțul va făta a doua oară anul ăsta, însă... Nu anul ăsta. A doua oară. Anul ăsta e a doua oară când cuțul fată, însă datorită faptului că Bruno este țapul, un pic neobruiat notarea și data în care ea s-a montat cu exactitate, însă urmărind semnalele astea știm că mai avem undeva maxim o săptămână. Sperăm să reușim să o și prindem fătând, însă dat fiindcă scobitura s-a făcut, deja e scobit aici, totuși pulpa nu are lapte suficient încă, cred că trebuie să mai așteptăm un pic. Dar de acum, într-o săptămână, o să urmărim și acceptăm cu nerăbdare să vedem miezii. Da, iubita. Ne faci două eduțe anul ăsta? Ne faci două eduțe cu minți, așa ca tine? Ha? Ne faci două eduțe? Ar fi foarte drăguț din partea ta. Foarte drăguț ar fi din partea ta. Două eduțe cu urechi clăpăuge. Da. Așa. Foarte important, după fătare să le dăm caprelor calciu, ca să evităm căderile de calciu și probleme foarte grave. La ei se dau injecții cu seleniu în a doua zi de viață, a doua zi de la fătare. Și... pentru noi nu e neapărat, decât noi ne dorim experiența de a fi de față când fată capra, însă caprele noastre, prea puține probleme am avut cu ele. Doar prima capră care ne-a fătat în gospodărie a fost cu probleme, cu plod și așa mai departe, însă restul caprelor, cele pe care le avem acum, niciuna nu sunt știute ca fiind cu probleme, așa că nu ne facem probleme să nu poată făta sau să aibă dificultăți de fătare sau să nu alăpteze, toate sunt mame bune. Însă, ne-am dorit tare mult să fim de față cu fată, să ștergem iedul, să fim primii care aflăm ce îi băiat sau fetiță și să ne bucurăm de experiența aia. Cum am făcut anul trecut, cred că pe cel puțin jumate le-am și filmat. Și puteți să vedeți videoclipurile pe canalul nostru. Da, iubito. Da? No, hai să vă dau făină și să vă las în pace. Hai, dar nu te fă timid acum, hai mai încoace. Așa. Oameni buni, ăsta a fost video de astăzi. Am vrut să vă arăt în ce stadiu suntem cu căprițele noastre,
cum se prezintă și cât de aproape suntem de fătări. Urmează cea mai bucuroasă perioadă a anului pentru noi, pentru că vor urma fătările de la fetițele noastre cu minți. Și așteptăm cu nerăbdare să vedem câte eduțe vom avea, pentru că eduțele le păstrăm. Și iezii cred că îi vom ține anul ăsta. Îi vom crește în gospodărie până la o anumită vârstă. S-ar putea să avem și de vânzare. S-ar putea și din eduțe să vindem. Cu siguranță vom face din nou un concurs în care vom da premii. Și o să vă punem la curent cu toate detaliile astea în videourile ce urmează. Vă mulțumim că ați urmărit și acest video până la final. Nu uitați să ne dați un like, să distribuiți și să ne lăsați părerea voastră în comentarii. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Da, ce cuminte ești tu! Ce-ți place să stai la video? Îți place așa-i? Oh, iubita mea, asta e cea mai bună prietena mea. Și cea mai prietenoasă. Așa-i? Așa, mamă. Am și ție ți rușine că suntem așa de prieten bun. Și ție ți rușine că suntem așa de bun prieten. Ia să vedem. Îți place cu pălăria mea în cap? Hai să vedem. Oh, ce bine stă! Cred că și place. Ia să te văd. Ia să te văd cum ești mândră. Eu îi aduce o beretă. Ce faină ești. Eu ce faină ești. Ia uite ce faină ești. Ia râde un pic. Cum faci tu? Stai așa, stai să te văd. Bravo. Oi. Clasa întâia. Hai! Da. E bun. Am curățat-o. Punem în cap. Ai dezinfectat-o, practic. Ia. Ești prietenă cu mamă? Hai, Lupa, și tu. Aici, șezi? Șezi cu minte? Așa. Ferma animalelor. No, nu te agita. Și-o scos ghearele. Te temi de capre? Nu te teme că aici... Vine mau la ele și aici dorme în fân. Ia uitați ce grasă e. Bine, el e motan. Dar... oricum se înțeleg foarte bine. Bun. Hai, cuțu, hai să-ți pun făină. Am vrut să o măsor. Ia. Hai, cuțu, hai. Hai, mama, hai. Nu mă duce tu la ea. Hai să vedem ce circumferință are, că... Sunt tare curios, că pe cameră nu se vede foarte bine, însă cuțu e o capră masivă. E o capră mare. Hai să vedem totuși cât are. Hop, 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 hop. Nu-i... Nu se compară cu țapul domnului Căpraru. De la Ocnița, care era cam atâta și cam atâta de lung și era incredibil de mare. Însă are 80 la greabăn, are lungimea 90 și hai să vedem ce circumferință are, deși nu-i foarte bine mâncat acum. 121. Na. Fânul nostru e cam grosier. E cam... E inuit, e cea mai bună calitate. Vezi-o? Și asta ea nu face decât... Nici am observat decât când... Nu face în mod normal așa. Nu face în mod normal așa. Acum e... Da. Dar cred că ca și anul trecut, ei o să-i se umple pulpa de la o oră la alta și numai o să ne trezim cu... N-ar fi bine să o separ de acum înainte. Nu o separ, pentru că ele se înțeleg. Nu am niciun motiv și oricum ea e considerată șefă printre ele, știi? Adică nu comentează nimeni. Sau fata lui șefa. Faptul că ea e blândă, și am văzut-o că să și dă după ele, deci nu cred că o să o încurce nimeni. Ea își vede de treaba ei, e și mare când dă ea un cap să simte.
Nu avem nicio capră cu coarne, să ne facem griji, să avem pierderi din cauza asta. O să se descurce, că și caprele știu. Când o văd pe una că fata o lasă în pace, ea se duce în colțuie, începe să geamă dacă nu-i nimeni lângă ea și-și face treaba. Deci nu ne facem griji în privința asta, caprele noastre nu trebuie separate. Hai, uite la loc. Bravo! Ia uite cine mă linge pe mine. Uite-ți și pantalonii jos. Nu, dragă. Am venit aici cu capra și am deschis și ăsta pe la spate. Ce faci, iubita? Iubita! Pretina mea, ți-ai mâncat făina? Gata. Mă duc să le dau și la capre. Și apoi suntem pe drum. Ah. De acolo. De acolo. Ușa aia de la porci și treaba asta trebuie să o îmbunătățesc, da. Rămâne așa de fundat.